Mulțumesc, Florin. Nu vreau să mai reiterez că nu are niciun sens încă o dată tot ce a spus Florin înainte, a prezentat toate legile pe care mult timp am discutat pe fiecare în parte și ne-am consultat și eu cu el și cu consilețean și cu alți colegi primari din județul Alba. Vi le-a spus pe toate și la momentul când au fost adoptate și atunci au fost prezentate. Pentru mine este important să comunic astăzi că așa cum am colaborat și până acum pentru toate aceste inițiative legislative și care le-am dus la bun sfârșit, este normal și este efectiv sustenabil să colaborăm împreună pentru proiectele majore care sunt în Alba Iulia. Pentru că Alba Iulia este un pol singular. Alba Iulia înseamnă în județul Alba conectivitate și mobilitate. Pe toate proiectele importante care vor fi în viitorii ani, începând de anul acesta și anul viitor, tot ce înseamnă mobilitate, spre exemplu centura de nord, legătura dintre DN74 și DN1, v-am prezentat deja în diferite etape că împreună cu Consiliul Județean, cu parlamentarii de Alba, cu ADR Centru, deja am deschis subiectul ăsta și pe larg l-am dezbătut și găsim cea mai bună variantă de a putea avea cât de repede, eu spun că maxim în 3-4 ani această centură de nord va fi realizată. Un alt obiectiv important, tot pentru mobilitate, discutăm despre centura de sud care face legătura Bulevardul Revoluției, Lidl până în Pâclișa și Partoșu, acolo va fi sensul giratoriu și conectivitatea cu celălalt pol de legătură cu autostrada. Un obiectiv important pe care am discutat împreună în această echipă este și stadionul din cetate, din municipiul Alba Iulia și multe alte proiecte pe care nu le putem realiza niciodată singuri, privind implicarea și conectivitatea orașului și modul și valoarea finanțărilor. Mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Este unul dintre parlamentarii deschiși de 4 ani de când colaborăm. În continuu a fost lângă mine, lângă Mircea Hava, am discutat concret pe tot ce înseamnă primărie, modalități în care noi lucrăm, achiziții, urbanism, investiții, exact cum v-a punctat și dânsul la modul concret, ceea ce înseamnă elevi, hrană, școală, deci nu au fost subiecte pentru care Florin Roman să stea deoparte. Mulțumesc mult și vă asigur de o colaborare în continuare și o să vedeți lucrul acesta. Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre mine însumi. Am spus lucrul ăsta de câte ori am avut ocazia. Eu sunt din 96 ales local și sunt în primăria municipiului Alba Iulia și în momentul când intru în primărie am 70.000 de șefi. Pentru mine sunt, cum să spun, este o competiție. Îi respect pe toți cei care vor să depună, să-și depună această și și-au depus această candidatură. Suntem 13 candidați în municipiul Alba Iulia. Sunt mulți, sunt puțini să decidă și să spună cei din presă și cetățenii. Eu spun doar atât. Eu am 70.000 de șefi și am avut până acum și voi avea în continuare. Iar vocea cetățeanului, nu așa între ghilimele, este lege pentru ce se întâmplă și votul este la dânsii. Să voteze pe cel mai bun. Știți bine că nu mai există turul 1, turul 2, este un singur tur, este lege. Asta se întâmplă din 13 candidați, vedem cum se par voturile și cel mai bun va câștiga.